program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate, sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Convoacă-l rapid pe ambasadorul rus la Cotroceni, că vreau să transmită Kremlinului că România s-a săturat să aștepte tezaurul. Îl vrem rapid repatriat. În caz contrar... Ce faceți? Vă dați cu fundul de pământ în Piața Roșie? Aveți grijă să nu ni-l aducă rușii cu tancurile, că sunt 93 de tone de aur, nu un cap într-un portbagaj de Volgă. E, lui, dacă o să avem atitudinea asta așa fricoasă ca toate regimurile de dinainte, nu o să rezolvăm nimic. Mă, Rusia, nu mai e un bau-bau pentru nimeni. Dacă vine, dragă, un malac din la Cătușa de Mare. O să-i punem niște obstacole în cale ca să-l obligăm să meargă cât mai mult până la locul de întâlnire cu dumneavoastră. Să pară că nu e ușor să ajungi să vorbești cu președintele României. Mm-hmm. Bravo, bravo, uite, asta îmi place. Dar trebuie să facem înainte o simulare ca să vedem cum o să iasă. Știi ce? Cheamă-l pe Mârlanu ca să joace rolul rusului. Că Mârlanu e malac, așa, impune respect. Și mai e și din topor ca bolșevicii. Da, fii atent. Zi să se gândească la un rus celebru, ca să se inspire. Privet, camarad Pupăză! Ce zici, mă? Adică salutare, tovarășe Pupăză! Ce dracu, mă, cu... Nu știi nimic, mă, cum ai ajuns, mă, președinte, mă, te duci până Europa, te faci de râs, că nu știi boabă de rusă, că suntem vecini pe ea aceea. Mă, stai, mă, adică de-aia te-am și chemat să încerc să... Dar lasă, hai să continuăm, zi. Așa, să continuăm. Unde rămăsesem? Nici nu știți cât mă bucur să vă cunosc. Eu, da. Nici nu știți cât mă bucur să vă cunosc. Și eu, tovarășe... Gorbaciov, da. Poți să-mi zici, Gorbi, ca să strângem relațiile americane între cele două state. Nu e bine. Deci, pe cine să imit, bă, că eu nu prea mă pricep la ruși de ăștia. Eu mai mult cu filmele americane, cu ăia. Da, te explică-i tu până mă întorc. Caută pe Google. Ce scrie așa, tirani ruși. Ce? Da. Și te informezi de acolo. Minculescu? Ce naiba? Exact! Naiba să te ia de câine! În genunchi în fața marelui Rasputin! Merupiciu, te crăp! În genunchi, bestie! De ce nu vorbești? Vorbește, mă, ori voi toți conducători ăștia români, sunteți muți, mă, de ce nu vorbești? Bă, ce te atât că exagerezi? Păi, mă, Pupăză, ce te rănești așa la mine? Nu tu ai zis că poți să joc orice? Gata, Mârlane, gata. Liniștește-te, că nu interpretarea a fost problema, mă, personajul. Păi, prea e din epoca de piatră. Eu vreau ruși mai actual, din secolul 20, nu ras Putin. Auzi, ia, renunță la ras și fă doar Putin. Ah, nu. Mă, că mie... Putin nu mi se potrivește, nu-i pe tiparul meu. Pus că nu e un tip înfricoșător, așa, bage spaima în om, nu e. Nu e, spun eu că e, nu pare, dar e. O să mă gândesc la un alt personaj, la un... Când poți să iau sticla de vodcă, că ajută la procesul de gândire. Mersi. Mă duc să mai mă gândesc, să... Am avut
probleme cu Chiorete. Închipuiți-vă că nu m-a lăsat să intru în vilă până când nu l-am amenințat că vă sun. Da? Foarte rău că te-a lăsat. Înseamnă că intransigența lui cedează în condiții de presiune psihică. Dar stai așa, numai puțin. Te bagă mâta, care... Șeful. Să veniți! Chiorete, am auzit că ai cedat presiunii Daliei și ai dat drumul fără parolă. Așa este? Ce-am făcut? În nici într-un caz, șeful! E știre falsă, vă aburește! Să n-am paie la măcar! Dudoia Dalia, să știți că a zis parola. Mai greu, dar a zis-o. Întrebați-o dacă nu mă credeți. Acum recunoaște că i-am spus-o, dar acolo nega ca să-și bată joc de mine. Domnul președinte, vă rog frumos să-l sancționați disciplinar. Lasă, la următoarea abatere. Asta a fost prima. Președintele poporului trebuie să fie generos. Chiorete, fii atent. Să caști urechile în post, că la următoarea reclamație ți-o furi. Da? Tante, să trec. Hai, pa! Că treacu vieste cu dinții aia, cu potul. Mă, treacu, ce corcăială e mintea ei, doar să ne aburească, ne prostească, să ia îndărât dispozitivul să-l dee la SPP. Cu mine nu-i merge, că eu m-am prins la mișcare. Eu sunt drag pe sârmă, pe mine mă prostește așa. Eu sunt nașul ei și-i dau și cu plic. Mă spuneți? De așa o lipesc. Ce faci, bă? Tovarășe! Dar tu cine ești, mă? Că rușii n-au avut conducători femei. Sau, mă rog, au avut prințese, gen Anastasia, nu Ghiol Bance. Rușii n-au avut, dar noi am avut. Trimise de ei. Eu, Luca și Cudeș, băgă-n spaimă, în burgheș. Pam, pam, aha. Iana Paucăr. Ești perspicacă, reacționarul. Băi, mădare, stai mă așa, că personajul tău e nerealist. Tu par mai mult travestita, era femeie. Nu avem dovezi că era femeie, că pozele ne spun altceva. Ia uite aceea. Păi ăsta e Nichita Stănescu. Deci am avut dreptate că pare bărbat. Păi atunci, fă bărbat, eu n-am cum să fiu intimidat de o femeie. E sigur? Vorbi serios, chiar era parolă? Normal, ești varză. Hai, sictir! Vezi că ai și învățat-o. Doamne, ce retardeală. Noroc m-a lăsat Chiorete să intru, că eu n-aș fi zis așa ceva în veci. Opa! Deci Dalia chiar a avut dreptate. Ăla-și bate joc de exercițiul nostru. Dar lasă că... Chiorete! Deci ai lăsat-o și pe Varvara să intre fără parolă. Deci, ești la a doua abatere. Deci, ești suspendat din dispozitiv conform avertizmentului. Dar și Varvara mi-a zis parola, jur! Poți să verifici! Păi asta o să și fac. Ești varză. Zi parola. Vezi că sun la pupăză. Da. Bravo, Chioret. Servez parola. Teo, vreau să-i faci urgent o evaluare psihică lui Chiorete. A început să-l cam lase memoria. Uită lucruri și cel mai grav, nu mai recunoaște lumea cu care vorbește. Adineori a vorbit cu mine despre mine, fără să-și dea seama că eu sunt în fața lui. Nu-i zice nimic, ca să nu-i agravezi starea psihică. Cel mai probabil și puțin grav ar fi o oboseală cauzată de surmenaj. Să-l dominați, să aveți prestanță. Ok. Perfect. Bun. Eu sunt gata. Ia avansează, măi, mustăcioară.
Așa vorbești tu, bă, cu tătuca Stalin, bă, porcule șovinist, arugat și imperialist. Stalin și poporul rus, libertate v-au adus, toate cămeți. Piciorul! Genial efectul scaunelor. Cred că mai tare e efectul alcoolului. Dar cumva s-a verificat că drumul lung creează probleme. Acum să nu vă închipuiți că rusul ăla o să îngenuncheze în fața dumneavoastră cum a îngenunchiat amețitul ăsta. Nu sunt amețit! Dar lasă că oricum nu e nevoie să îngenuncheze, că până la urmă, bă, podiumul ăsta chiar mă face să-l privesc de sus. Bă, parcă-l domin într-adevăr. Simt așa că am un aer de superioritate. Nu se face să-ți dai aer. Totul e un plan mărșav de discreditare a mea. Și prin mine se va discredita și poliția. Asta ca să poată să ne iei dispozitivul de pază și să-l dea în dărât la SPP. Bă, dracu, asta nu ne înghite de când ne-a văzut. Ne-a acceptat așa, în dorul lerii din cauza lucrațiilea, că el e prietene, că a fost colege și ca să nu zică lui aia nu știu ce, s-a făcut că ne dă dispozitivul. Și cu orice ocazie vrea să ne-l ia înapoi. Și dispozitivul ca dispozitivul. Dar ce mă fac cu imaginea mea? Că din cauza sabotajului o să pară că sunt screlozat de timpuriu. Bun, zi-mi, de unde a plecat totul? Am uitat o amărtă de parolă, băcaua și măsa. Dar asta nu ca aș fi screlozat. Nu. Ci că au fost oia la mișto, mă, la Caterincă. Ei n-are și ceva uzual, ce exemplu să-ți dau eu, că nici nu vine minte acum. A ales la consim niște tâmpenii. Și când i-am întrebat parola, mai exact pe Barbara, tuta m-a luat la mișto, mă. Și mi-a zis nu știu ce dracu de tâmpenie. Că niciunul nu mai are pii de respect pentru uniforma statului. Toți e niște mârlani. Mă, nu începe vreun frecuș mondial oriceva. Mă, să vezi atunci ce mă distrez cu ei, să vezi. Dacă nu ți-i frec, da, îi găsește toți draci. Păi nu zici că și de mine au făcut mișto? Ai dreptate. Mi-au zis că-s varză în față. Păi și mie la fel. Ia asta. Păi asta e parola. Ești varză. Nu? Și răspunsul la parolă e hai sitir. Exercițiu. Și mai bine, acum o să le spun direct că e realitate. Ești varză. Hai să tir. Hai bine. Dă-mi avizul. Gata. Vine. Sunteți pregătit? Sus pe podium, cum am vorbit. Așa, să-l priviți de sus, să-l dominați. Ferm, pe poziție. Super. Excelența sa, ambasadorul Rusiei în România. Doați, uite! Auzi, dar mie mi s-a părut că a zâmbit puțin. Adică e semn bun că putea să se tăvălească pe jos de râs. Dar știi ce fac? O să-mi repar gafa în runda de discuții de după amiază. Mai bine anulăm întâlnirea. STS-ul a interceptat o convorbire a ambasadorului cu Moscova în care acesta i-a zis lui Putin că dumneavoastră sunteți cu frica Rusiei și că o să faceți orice vi se cere. Și Putin i-a cerut să te pună să scoți România din NATO. Să scoți? Păi și cum adică? Păi și... N-am cum să anulez întâlnirea pentru că altfel o să se confirme că sunt fricos. Da. Șefu, Chiorete mi-a cerut să opresc lumina în casă ca să verifice mecanismul cu parola. Fă ce vrei, că eu mă ocup de probleme globale. Nu am timp de depanări locale. Și nu m-ai deranja pentru orice rahat. Am înțeles să trăiți. De ce nu vrei poate să părere? I-am zis să se oprească, dar n-a vrut. Cred că e de la continuu, care merge și nu se oprește niciodată. Doar în alternativ poate fi oprit, bă. Dă-te că-l opresc eu. Ești varză, bă! Hai sectir, bă!
Pătracu? Am crezut că vrei parola. Vreau pătracu, Step, iartă-ne. Vreau să oprești curentul, aia vreau. A, bine, bă, mă duc să-l opresc. E, dar de unde? E o tavă în cuptor, bă. O tragi sau prii curentul? În cuptor stă curentul? Da, și dacă nu e acolo, vezi că e în șifonier supat. Nu te mai și trage de hebru, idiotule! De ce se trag? Te bar rău. Te bar rău de tot. Bine, mă duc, am plecat. Și acum să bem pe... Cât să vă torn? Ras, puțin? Nu mai pronunțați numele călugărului nebun, că e semn rău. Ăla e un personaj de tristă amintire pentru noi. Cum e Ceaușescu la voi. Tata, eu n-am pronunțat niciun nume. Am întrebat doar cât să vă torn. Puțin sau ras? Ce vot că e? Rasputin. N-auzi să nu mai invocați că e personaj malefic. Dar abia am scăpat de el. A trebuit să-l otrăvim, să-l împușcăm de două ori și la final să-l șinecăm. Ca să fim siguri că a murit. Și nici așa. Eh, cum ar doar, nu o să vină stafia lui Rasputin peste noi. Ce faceți, mă, vezi fără mine? V-am zis să nu mai invocați spiritul nebunului, că e neadormit. Păi cine faci tu, mă, neadormit, că te crăb, dacă te... Bă, stai să-i zici șeful tău, că dacă nu ne dă tezaurul, îl trimit după el la Kremlin. O să fie Rasputin la Moscova. Și să-i zici să ne ia piciul la trântă. Hai, mă, să fim noi, mă, ca românii. Te încurci cu rușii. Bă, tu în loc să lești prizi, uite, de ce nu faci, mă, știu, ca marinarul, să întâlnești relațiile cu armatorii, cu vapoarele, sticla și vaporul, sticla și vaporul, n-ai niște uși. Aaa, bineînțeles că suntem pregătiți. Ia uite aici. Bagă mare. Așa. Din păcate, trebuie să o luăm de la capăt cu primirea ambasadorului rus. Cel cu care v-ați întâlnit a fost revocat. Și Putin l-a considerat pe ambasador nebun că s-a speriat de așa amenințare penibilă și l-a internat. Din clipă în clipă trebuie să sosească noul ambasador cu scrisoarea de acreditare. Adică ce vrei să spui? Cum adică amenințare penibilă? Păi este așa. Este așa. Uite, dacă noul ăsta ambasador este băiat de treabă, cocktailul de investire o să-l bem la mine acasă. Să fie atmosfera așa mai relaxată, ca să pot aduce vorba de tezaur mai ușor. Mă înțelegi? Strategie. Până vedem cum e, luați-vă fața aia de dur. Că ați văzut că asta e singura soluție cu rușii, să par dur. Așa, încordați-vă. Dar respirați. E bine așa. Așa. Auzi? Continuați. Nu zici că am prins curaj? O să fiu eu, Rasputin. Nu mai am nevoie de mârlanul. Mai puțin. Vă puteți ridica. Nu este nevoie de plecăciuni. Eu sunt din generația nouă, tânără. Nu am mentalități staliniste. Îmi respect partenerul de dialog. Până vine Melanie, să ne antrenăm puțin și cu dușmanul, că nu strică. O cafea? Veniți pe aici, vă rog. Lăsați. Fă tu cafeaua. Aveți așa un accent... foarte frumos. Hai să-i tir. Exercițiul s-a terminat, Chiorete. Avea dreptate cu păză că ești varză. Hai să-i tir. Acum te-ai transformat și în papagal. Hai, Sitir! Dă-mi voi, te rog. Ce? Ești varză.
Să vă zoaistite, stați afară, dacă vă convine, mă. Iulene, stai mă puțin, că ne-am spus parola, că nu e curent. La tine ne refeream. A, nu-i curent? Ia uite, nici n-am observat. Acum mi-am dat seama. N-am văzut pentru că citeam, mă. Citeam Rasputin. De-abia am dat de gustul lui. Păi dacă ție îți plac toate spiritoasele. E poet făinul spiritoas, hai trească-mă și enervați. Hai, sictir. Ești varză. Zic că vă țeau afară. Dar așa ai frec, toată ziulica cu ai sictir și cu... Ca să învețe minte, mă, să mă lasă între acum în pace și cu verzi și păzi. Să trăiți, Marola? Da, tu știi? Hai, sictir. Ești varză. Hai, sictir! Pe mine vă rog frumos să mă scuzați, dar nu pot să fiu ambasador într-un stat în care nu există pic de respect între președinte și oamenii lui. Îmi pare rău. Dați vitanie. Stai, la noi e o chestie, e o strat, Ce mi-ai făcut, Chioret? Ce? Bă, tu chiar ești nebun. În nici într-un caz că am avins favorabil de la Teodora și am băgat-o pe asta cu parola ca să vedeți că am și reținere de memorie, da? Îmi pare rău? Sunteți varsă. Hai, sictir! O, vedeți că putem să ne înțelegem? Poftiți să trăiți? Hai, sictir! Tot în titlul e președintele! A, scuzați! Hai, sictir, domn președinte! Că n-ai nicio reacție, după, dur mă, dur rusul ăsta. Dur. Și Putin l-a considerat pe ambasador nebun că s-a speriat de așa amenințare penibilă și l-a lichidat. Și l-a internat. Mai degrabă așa, mai degrabă, da, da. Nici într-un caz că am avut favorabil de la Teodora. Și am vrut să vă demonstrez treaba cu parola ca să vedeți că am și reținere de minte. Pasitiv. Nu, invers. Nu, invers. A, ești varsă. A, de la mine, da. Pasitiv. Păi e președintele. Varsă. Hai, sictir, domn președinte! Hai, sictir, domn președinte!